Se aude? Se aude. Bun. Suntem live la SmartFest. Mă bucur mult să vă văd, să vă revăd pe unii dintre voi, că ați fost și aseară. Eu mă numesc El Traian. Am ales tema de astăzi pentru că este tema pe care o studiez și o practic de mai bine de 13 ani. Și este o temă care e utilă tuturor acum, deoarece toți avem situația în care ne simțim uneori slab energizați. Sau chiar dacă mănânci suficient, simți că nu ai destulă energie. Câți dintre voi simt asta? Sau ați avut astfel de experiențe? Da? Asta a fost și experiența mea. Atunci când eram copil, intuitiv am simțit să mănânc foarte puțin, intuitiv am simțit că nu îmi trebuie să mănânc carne și tot intuitiv spuneam copiilor că noi suntem energie și că totul este energie. Câți dintre voi credeți că asta poate fi adevărat? Nu. Și am ales să caut informația care corespundea cu credința mea, mulțumesc mult, și să încerc să aflu care sunt modurile în care putem crește această energie. Am studiat când eram mică meditația, am studiat lucruri cu cristalele, eram interesată de numerologie, de tot ce este paranormal, care acum pentru mine este normalul. Para înseamnă dincolo de normal, dar pentru mine acesta este normalul. Normalul este să știm că există energie, să știm să o gestionăm și să știm cum să lucrăm cu ea, mai ales cu energia din corpul nostru. Da? Vi se pare interesant să știți ce să faceți cu energia voastră și cum să o gestionați? Până la urmă, toată lumea când își ia o mașină sau un computer, imediat consultă ori manualul de instrucțiuni, ori detaliile despre acel device sau gadget, ca să afle cum să-l folosească, da? Și află ce carburant este cel mai bun pentru acea nouă achiziție, ce fel de ulei să îi pună, dacă este mașină, la computer, în care priză să-l bagi, nu-l bagi la 380 dacă el funcționează la 220, ce programe are și cum funcționează ele, și toate celelalte lucruri, da? Despre volan, despre schimbătorul de viteze, despre toate lucrurile, nu? Asta aflăm imediat ce ne cumpărăm ceva nou, care trebuie dat în folosință. În schimb, în privința corpului uman, majoritatea oamenilor chiar nu se interesează de lucrurile astea. Adică nimeni nu își pune problema în mod concret. Ce fel de carburant trebuie să pui în sistemul tău, în biosistemul tău sau în biocomputerul tău, ca așa îl numim, ca să funcționeze optim. Toată lumea își dorește mai multă energie, toată lumea își dorește mai multă vitalitate, mai multă performanță, mai multă, chiar mai mult profit, dar care vine din eficiență. Nu? Și eficiența asta cum o dobândim? O dobândim având mai multă energie și mai mult focus și mai multă claritate în viața noastră. Dar foarte puțin oameni își pun problema ce trebuie să fac eu în fiecare zi ca să fiu funcțional și ca să funcționez mai bine. Majoritatea încearcă să învețe mai mult, să meargă la încă un curs, să-și mai ia încă o diplomă, să mai facă încă un achievement game, încă o chestie de bifat acolo pe lista de învățături și resurse, dar nu își pune problema ce trebuie să schimbe la el însuși și în stilul lui de viață ca să funcționeze optim și ca să fie mai productiv. Pentru mine asta a fost pasul 1. După ce m-am jucat de a managerul, de a femeia de succes, de a omul care vroia să aibă cât mai multe funcții de top și cât mai multă recunoaștere, am jucat jocul ăsta timp de 10 ani, mi-am dat seama că nu asta mă ajută și nu asta mă susține în viață și că nu beneficiez în niciun fel dacă merg pe linia aceea și trag în continuare de mine până la burnout ca să obțin un anumit nivel de succes, dar care nu mi-aducea fericire. Și după ce am intrat în burnout și am intrat în stres și am intrat într-un dezechilibru destul de mare, pentru că
Da, știam că suntem energie când eram copil, dar am ales să uit asta pentru 10 ani și să joc jocul corporate, să joc jocul băutului de cafea în fiecare dimineață, chiar abuziv, să joc jocul de a lucra nu știu câte ore pe zi, peste 16 și tot așa. Timp de 10 ani am intrat în dezechilibru profund pentru că eu îmi căutam eficiența în exteriorul meu. Și căutam din exterior să găsesc resurse, modalități sau soluții pentru a deveni mai productivă. După ce am constatat că asta mă duce într-un dezechilibru profund, am ales să mă opresc. Și m-am oprit revenind la ceea ce știam de când eram mică. Noi suntem energie. Totul este energie. Cum pot să lucrez cu energia mea interioară, nu din exterior, pentru a avea rezultate mai bune? Și am mers să fac diverse studii în domeniul terapiilor energetice, am mers să fac diverse studii în domeniul gestionării energiei interioare, am învățat despre meditație, despre qigong, despre tehnici de respirație, despre hrană eficientă în loc de hrană cantitativ și calitativ proastă. Și am descoperit că pe parcurs ce practicam aceste tehnici și le practicam zilnic, pentru că eu când mă apuc de o treabă, trebuie să am succes la treaba aia. Chiar dacă nu este vorba despre business și este vorba despre vindecare sau spiritualitate, eu acolo pun energie și chiar efort și atenție zilnică. Așa am învățat să fac. Am văzut că pe măsură ce practicam aceste tehnici în fiecare zi, începând din 2008 poate, am ajuns să mănânc din ce în ce mai puțin, să am din ce în ce mai mult timp liber, să am din ce în ce mai multă energie și să am din ce în ce mai multă eficiență. În 2010, în plină criză, mi-am dat demisia de la un job unde aveam 5 departamente în subordine și peste 25 de oameni de care mă ocupam, într-o firmă mare, și am ales să-mi fac firma mea, pentru că am descoperit că am nevoie de mai mult timp și de mai mulți bani. Și că aveam eficiența și productivitatea necesară să am lucrurile astea, dar le foloseam în beneficiul altcuiva. Toată lumea a zis, sunt nebună că plec într-o astfel de situație în plină criză. Cu toate astea s-a dovedit că am fost eficientă și știam exact când să merg să discut cu cineva, când să semnez un contract, când să obțin veniturile, care apoi îmi foloseau pentru a mă pregăti în domeniul care pe mine mă interesa, anume lucrul cu energia și vindecarea energetică. Deci tot businessul pe care încă îl făceam, îl făceam doar pentru a învăța mai mult despre potențialul meu și potențialul uman în general. Ulterior, în 2013, mi-am dat seama că până și jobul pe care mi-l alesesem și mi-l creasem, acea firmă care avea succes, o firmă de evenimente, nu mă mai reprezenta și nu mai hrănea sufletul. Nu îmi producea mai multă energie în interiorul meu. Chiar dacă în exterior ea se reflecta în profit, în interiorul meu, inima mea nu creștea și nu cânta pentru acel lucru pe care îl făceam. Și atunci am schimbat brusc domeniul de activitate. Pentru că mă pregătisem deja timp de aproape 5 ani, din 2008 până în 2013, în domeniul lucrului cu energia și a tehnicilor de creștere și eficientizare a sistemului energetic uman, am ales să țin conferințe și să scriu cărți și să fac terapii, unul la unul, terapii individuale, pe această temă. Începând din 2013 și am început să culeg rezultatele. Primii 2-3 ani a fost mai dificil, eram la Iași, chiar țin minte Magda care m-a prezentat, participa uneori la conferințele mele sau colaboram în fel și tip. Ulterior am început să merg și la nivel internațional și să țin conferințe în toată lumea, să țin terapii în toată lumea și să scriu cărți care acum sunt recunoscute și cumpărate la nivel mondial. De ce este asta util în discuția noastră? Este util pentru că vă dau un exemplu personal de cum poți să-ți schimbi viața când alegi să lucrezi cu energia interioară în loc de a căuta să obții din exterior mai multă energie. Oamenii sunt obișnuiți și chiar educați prin televiziune, prin media de toate felurile să caute această energie în exterior. Dacă ți-e somn, bea un Red Bull. Dacă nu știu ce, ia-ți o cafea. Dacă ceva nu merge, du-te și
încearcă să mănânci mai multă mâncare sau să cauți nu știu ce alte resurse care te-ar putea ajuta. În esență, tot soluția e în interior. Dacă ți-e foame, fă câteva exerciții de respirație, fă o serie de qigong care durează 10 minute, sunt niște mișcări simple, aproape ca un dans, și o să constați că nu îți mai e foame. Chiar acum m-am întâlnit cu un prieten care să vorbească mai târziu, Vasile Păun, zicea, mă duc la masă. Zic, vină cu acest, stai un pic cu noi și zi după aia dacă mai ai nevoie să mergi la masă. Salut! Am constatat că oamenii, când vin la evenimentele organizate de noi, și în fiecare an avem un festival și câteva retreat-uri, câteva tabere, pe training-uri pe această temă, pleacă de acolo și poate își diminuează cantitatea de mâncare sau țin post între 14 și 40 de zile. Nu mai au nevoie să mănânce. Atât de eficiente sunt tehnicile despre care noi vorbim. Și chiar au efect. Eu, personal, pe parcursul anilor, cum vă spuneam, mi-am diminuat cantitatea de mâncare, dar mai ales am ajuns să constat că mi-e mult mai ușor consumând lichide, grană lichidă, adică sucuri sau supe calde atunci când e frig, și nu am nevoie să mănânc nici pe departe 3 mese pe zi, chiar nu pot să mănânc 3 mese pe zi. În multe dintre zilele verii, mai ales, nu pot consuma hrană solidă și nici nu am nevoie, adică nici nu-mi cere corpul, dar nici nu o primește, pentru că este atât de multă energie solară și de aia m-am așezat aici. Și am constatat că sunt zile întregi în care nu am nevoie de hrană fizică absolut deloc. Uneori mi-e suficientă doar apa și alteori mi-e suficient să nu mănânc și să nu beau și sunt zeci, sute sau chiar mii de oameni pe planetă acum, pentru că, sigur, o să vă uitați la mine ca la un alien, de aceea o aduc la o scară mai largă, sunt zeci, sute și chiar mii de oameni pe planetă acum care au acest stil de viață, prin practică energetică specifică, și sunt zeci, sute sau chiar mii de oameni în România care sunt capabili să țină post cu apă între 10 și 70 de zile, fără probleme. Pentru detox, pentru vindecare, pentru anumite daruri pe care le primesc din punct de vedere energetic și spiritual sau pentru a scăpa de o anumită problemă energetică sau karmică, așa cum o numesc ei. Și da, postul este eficient în chestia asta. Dar post este atunci când ți-e foame, pe când hrănirea aceasta energetică sau hrănirea cu prana, cu chi, cu mana, cu energie, este atunci când nici măcar nu te gândești la mâncare sau nici măcar nu ai nevoie să treci mâncare, hrană fizică prin corpul tău. Este atât de simplu. Câți dintre voi cred că asta este posibil? Câți dintre voi ați avut o experiență directă de acest gen? Da. Bun, pentru a vedea cum merg mai departe în discuție, de aia pun aceste întrebări. Mă bucur că sunteți deschiși la subiect. Am să vă spun și beneficiile acestui stil de viață, pentru că, bun, toată lumea știe de ce este important să fii mai productiv sau să ai mai multă energie, dar nimeni nu înțelege, bă, dar de ce să nu mănânc? Adică, care e chestia cu mâncarea asta și de ce n-aș mânca în fiecare zi, mai ales că îmi place și are gust bun? Păi, sunt anumite mecanisme în corp. O să vă spun și despre cărțile pe care le-am scris pe această temă. Am scris 8 cărți, 5 dintre ele sunt publicate în 2 sau 3 limbi. Și ultima dintre ele este în mod specific pe tema aceasta a libertății și autonomiei energetice, pentru că noi vorbim de libertate la acest festival. Și am zis să aduc subiectul ăsta, cât de cool este să fii liber de foame. Să fii liber de nevoia de a mânca în fiecare zi câte 3 mese, să fii liber de a te opri la toate benzinăriile pentru a fie a cumpăra mâncare, fie a scăpa de ea. Cât de fain este să folosești, de exemplu, frigiderul pe post de piesă de mobilier în anumite veri și cât de fain este să nu trebuiască să te gândești la asta tot timpul și să nu trebuiască să consumi tot bugetul tău într-un concediu pentru a cumpăra alimente. Vă spun din proprie experiență că numai de curând am venit de la mare, de la noi, am stat într-o stațiune foarte liniștită și în primele 5 zile am simțit așa, pentru că era atâta liniște, am simțit că nu era nevoie de hrană și am consumat suc de pepene și suc de căpșune. Și vorbeam cu prietenii mei după aceste luni de 5 nopți, zic că cam cât
credeți că am cheltuit pentru aceste 5 zile la mare? Și toată lumea discută acum despre prețurile de la mare. Nu e o discuție financiară aici, dar vă dau doar un exemplu. Toți spuneam, măi, sigur, 400, 500, 600 de lei, ceva de genul ăsta. Eu bugetasem 26 de lei pentru acele 5 nopți la mare. Deci nu a fost absolut nicio problemă să fi stat acolo poate o lună de zile, pentru că nu mă împiedica nimic să trăiesc la fel de bine ca la mine acasă. Cât dintre voi consideră asta interesant? Ca formă de libertate. Pentru că una dintre cele mai mari nelibertăți, și mai ales în România, este lipsa libertății financiare, nu? Și mulți oameni își consumă resursele pentru lucruri care nu le sunt neapărat necesare. Și acum vă invităm să vă gândiți cum ar fi viața voastră dacă nu ați avea nevoie zilnic de 3 mese pe zi, nu ați avea nevoie zilnic de alimentele, de medicamentele digestive pe care mulți oameni le folosesc după masă. Câți dintre voi folosesc digestive după masă? Bilobin, nu știu ce, pentru tranzit, nu știu, uitați. Da, pentru când se umflă burtica, când se blochează ficatul, da, sunt câteva mâini ridicate acolo. Gândiți-vă că le dați pe alea toate la o parte, toate medicamentele alea, că le dați la o parte și medicamentele care generează, care încearcă să rezolve problemele generate de hrana pe care oamenii o folosesc, adică inflamațiile din corp. 90% din ele sunt cauzate de alimentație. De ceea ce punem din carburantul pe care îl consumăm în fiecare zi. Am un prieten foarte apropiat care a fost sportiv de performanță foarte mulți ani și campion, și când am cunoscut, abia mai putea merge. Avea situații în care abia putea să-și miște picioarele din cauza unui blocaj la nivelul spatelui, o inflamație care e radial jos pe picior și bloca întreg sistemul în mijlocul străzii, abia se putea mișca. Ce a făcut? Pe lângă anumite ședințe de kineto, dar care nu dăduseră prea mult rezultat în trecut, a scos din alimentație produsele care creează hiperaciditate în corp. Primul dintre ele este carnea. De aceea, din ce în ce mai mulți oameni acum sunt vegetarieni, celelalte sunt diverse produse animale, zahărul și făina. În momentul în care și-a schimbat alimentația, 2 ani mai târziu nu mai are problema respectivă, joacă din nou sporturile care îi plăceau și care pe vremea aia nu mai putea să le practice, și este un om nou cu totul, pentru că și alte lucruri se schimbă în momentul în care schimbi carburantul pe care îl pui în corp. Deci dintr-o schimbare simplă, nu spun că a renunțat la mâncare, nu spun că a renunțat să-și mai ia energia din resurse interioare, spun doar că a făcut o schimbare simplă care și din punct de vedere al bugetului și din punct de vedere al sănătății a adus foarte multe beneficii. Asta este valoarea de a mânca mai puțin sau de a schimba alimentația și de a învăța despre energia din interior în loc de energia din exterior. După aceea, aceeași persoană a constatat că avea niște greutăți de respirație și la un moment dat, pentru o perioadă, nu a băut cafea în fiecare dimineață și acele blocaje respiratorii i-au dispărut, i s-au rezolvat. Fără alte schimbări, fără medicație, fără alte exerciții, bine, puțin lucru energetic de conștientizare, pentru că plămânii stochează anumite tristețe, anumite lucruri, trebuie discutat și despre asta, dar dintr-o simplă eliminare a unui produs care nu era benefic, a reușit să schimbe o problemă cu care se chinuia iarăși de câțiva ani. Asta e valoarea schimbării alimentației, o schimbare simplă a eliminării produselor nocive din organism și din obiceiuri. Dar dacă scoatem și alte lucruri care nu ne sunt benefice sau utile, dacă, de exemplu, scoatem cartofii prăjiți, dacă scoatem burgerii, fie ei și vegani, dacă scoatem 3 mese pe zi și lăsăm una sau două, dacă scoatem 2 mese pe zi și lăsăm un mic dejun și restul hrană lichidă, sau dacă hrănim corpul nostru cu alimente lichide pentru o lună, două, sau pentru o săptămână, două, și lăsăm sistemul digestiv să se odihnească. Oare cum ar fi? A ținut cineva aici post cu sucuri vreodată? Cum ați văzut diferența? Cineva face așa, ca să vă arăt, poate nu vedeți, și dumneavoastră ați văzut mai multă energie. Păi de ce, domnule, avem mai multă energie când nu mâncăm? Cum e asta, frate? Adică nu mănânci și ai mai multă energie? Adică e normal? Ce părere aveți? A crezut cineva că e posibil să ai mai multă energie când nu mănânci?
Și uite, doamna totuși spune, fără să fi vorbit noi înainte, nici nu ne cunoaștem, că Dumnezeu totuși are mai multă energie atunci când a consumat doar lichide. Personal am această experiență de peste 10 ani. În 2013 am făcut prima oară experiența asta la lung. Aveam obiceiul să fac pauze de la hrana solidă câte o zi. Dar în 2013 am mers la un training unde 10 zile n-am mâncat, am băut sucuri zilnic sau în anumite zile n-am băut nici suc și am meditat și am făcut toate exercițiile necesare pentru hrănirea cu lumină sau hrănirea cu prana, așa cum v-am povestit. După aceste 10 zile m-am convins că noi ne hrănim de fapt dintr-o sursă alternativă pe care oamenii încă n-au descoperit-o și că de fapt eu nu aveam starea de foame și nici nevoia de a mânca. Fapt pentru care atunci când am mers acasă, am ales să-mi ascult corpul. Am zis, ok, ce vrea el, asta îi dau. Nu îmi spun că de acum nu o să mai mănânc, nici nu îmi spun că de acum o să mănânc ca înainte. Vreau să văd ce se întâmplă în corpul meu. Corpul meu 40 de zile nu a vrut să mănânce nimic. Deci nu a vrut, nu că l-am forțat eu. Aveam zile când beam cam o cantitate din asta de suc de măr, așa cum am aici, și aveam zile când nu mă gândeam să beau nici suc, nici apă. Apa când o înghițeam mi se părea densă. Așa cum atunci când mănânci o mâncare densă îți forțează sistemul digestiv, așa simțeam eu în anumite zile lichidele. Corpul meu, ca să vă explic din punct de vedere energetic celor care se pricep la asta, trecuse pe o altă frecvență de vibrație în care vibrația mâncării era prea joasă pentru el și nu o mai putea tolera. După cele 40 de zile, într-una din zile, la îndemnurile și chiar injurile prietenilor, mi-am făcut o mâncare vegană, ceva din roșii, o mâncărică și am încercat să gust. Și a fost foarte greu pentru mine. Am avut niște dureri în sistemul digestiv cumplite, pentru că chiar eram pe o frecvență unde mâncarea aia n-avea ce să caute acolo. Și m-am convins că trebuie să-l ascult 100% și că nu e cazul să intervin. După cele 40 de zile am putut ușor să introduc în organism întâi sucurile, am combinat mere cu morcov, apoi am mai pus și alte chestii, poate țelină sau rădăcină, și după am trecut înapoi la alimentație vegană. Dar nu mi-era necesar mai mult de o masă pe zi. În 2013 a fost această experiență și de atunci cam așa am ținut-o până în 2016, când am început să povestesc oamenilor despre asta. Nu vorbisem despre asta înainte, vorbisem mai mult despre vegetarianism și veganism pentru că erau temele în care eram deja experimentată. Fusesem vegetariană de la 17 ani, la 28 de ani aveam deja 11 ani de practică, la 33 de ani când am început să țin conferințe aveam încă și mai mulți ani de practică, știam că asta este un domeniu pe care îl cunosc. Dar în 2016 când am început să vorbesc despre hrănirea cu lichide sau hrănirea cu lumină, corpul meu automat s-a aliniat cu subiectul despre care discutam. Adică a ales să folosească mai mult lichidele ca hrană, cu condiția să-mi fac exercițiile. Deci vă chiar avertizez pe cei care ar vrea să înceapă și să exerseze asta, că fără o practică energetică e posibil să aveți dezechilibre în corp. Și sunt oameni care au creat aceste dezechilibre, sunt oameni care chiar s-au îmbolnăvit, pentru că nu poți să ții posta la lung fără să faci o practică energetică. Dacă nu ești familiarizat cu nicio altă tehnică, poți măcar să faci rugăciune, care tot te conectează undeva cu energia universală. Dar sunt și multe alte lucruri care se pot face și unul dintre lucrurile alea o să-l facem azi aici, dacă vreți. Un exercițiu scurt. Oricum, din 2016 până acum, așa am trăit eu cel mai ușor, așa mi-e cel mai bine. Nu spun că niciodată și sub nicio formă nu gust hrană fizică, dar trebuie să fie vegană, e mai bine să fie crudă și în cantități nu mai mari de un pumn. Altfel mi este greu. Și imediat după ce mănânc, mi se face somn. Asta este, cred că pentru mulți, ceva valabil. Ați constatat și voi că aveți somn după masă? De ce oare ne este somn după masă dacă mâncarea ar trebui să ne facă energie în corp și să ne simțim energizați? De ce credeți? Domnul cu tricou roșu, de ce vă e somn după masă? Nu vă e somn niciodată? Of, și eu spun prostii aici. Ok, este cineva căruia este somn după masă? De ce credeți că se întâmplă asta?
Se duce toată energia în abdomen pentru digerarea alimentelor. Ce se întâmplă dacă n-ai nimic de digerat și stai toată ziua cu toată energia ta pentru toate celelalte activități? E mai bine, nu? Se schimbă situația. Ei, cu asta să mă confrunt eu acum. Constat că dacă în timpul zilei îmi fac activitățile fără a consuma hrană fizică, am mult mai multă performanță, mult mai mult focus și mult mai multă claritate în activitățile mele. Dacă este necesar, seara pot să gust ceva, fie o porție mică de salată vegană, fie alune, asta din seria oleaginaselor. Fisticul, migdalele îmi plac cel mai mult pentru cină și, nu știu, un fruct. Asta e combinația care pe mine mă ajută, dacă vreau într-adevăr să consum ceva solid. Am văzut că dacă mănânci puțin sau deloc, nu mai dormi atât de mult. Sau nu mai dorm deloc. Și sunt perioade când somnul meu se reduce la 2 ore sau 3 ore pe noapte maxim și dacă eu prefer să am o noapte cap-coadă de somn pentru a sta corpul liniștit, că dacă nu dorm, mă învârt și fac chestii prin casă, atunci aleg să mănânc o cină din alimente vegane cu o cantitate mică și asta mă pune la somn și mă asigură o noapte full de somn. Ce s-a schimbat în afară de productivitate, focus și atenție și claritate în corpul meu este că am mult mai multă claritate în proiectele mele. Momentan, așa cum știu o parte din voi care sunt aici, am în fiecare an un festival la Sâmbăta de Sus unde aducem oameni din toată lumea care practică acest stil de viață, care se hrănesc cu lumină sau care au niște capacități de vindecare extraordinare, tot cu energie, îi aducem să își prezinte metodele lor și să vorbească despre stilul lor de viață și să ne arate practicile lor. Și asta se întâmplă din 2017 încoace, în fiecare an, de Sfântă Maria, adică 15-18 august, lângă mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, probabil că toți o știți pe aceea. Pe lângă asta am încă 3 proiecte online care se desfășoară anual pe perioada întregului an. Am ședințe de terapie în toată lumea, am conferințe în toată lumea și permanent mă deplasez în genul ăsta de locuri pentru a vorbi cu oamenii și mai scriu și cărți. Asta înseamnă că trebuie să ai multă energie, mult timp și multă atenție. Pentru că altfel te plictisești de toată munca asta și vrei să te uiți la Netflix. Știți că tocmai vorbeau domnii înainte despre Netflix și cum ne consumăm noi energia și ne pierdem vremea pe social media și pe urmărirea serialelor. Eu nu pot face asta. Dacă am o alimentație mai densă, da. Dar dacă sunt într-o perioadă ca asta de acum, pe ponderent cu richide, nu am răbdare și nici focus pentru a urmări ceva repetitiv la televizor sau în alt fel. Deci corpul meu și mintea mea nu funcționează în direcția respectivă. Funcționează în direcția clarității, productivității și ce mai e de făcut, cum putem fi mai eficienți, cum e mai bine să aducem informația către oameni. Ăla e focusul meu. Și am văzut foarte mare diferență între perioadele când am doar lichide și oleaginoase și perioadele când aleg să mănânc ceva solid, tot nivelul meu de funcționare se încetinește. Și chiar mă întrebam cum e viața unui om în viața lui de zi cu zi, când ai 3 mese pe zi, cum îți vine să mai faci ceva? Cum îți vine să te mai apuci de ceva nou? Cum îți vine să mai... și cum mai e claritatea de a duce lucrurile la bun sfârșit? Pentru că pentru mine e un chin aproape să diger 3 mese pe zi și să mai faci și alte lucruri pe lângă asta. Mi se pare că e obositor. Câți dintre voi ar fi interesați să renunțe, poate, pentru o perioadă, la această energie investită în digestie? Și să încerce și alt mod de viață, cum am povestit, că alte beneficii mai sunt și, bineînțeles, reducerea inflamațiilor din corp pe vremea când mâncam... Am avut o perioadă când am mâncat normal. Cum v-am spus, în adolescență mi-era clar ce am de făcut în viața mea. După aia am intrat în corporate, nu mai aveam deloc claritate și am mâncat de toate și am făcut tot felul de experimente proaste. Și la 28 de ani a trebuit să dau reset și să trec din nou la vegetarianism și veganism, să încep cure de detox, să încep să-mi schimb corpul la loc, la nivelul lui de sănătate, pentru că începuse să devină cam nesănătos pentru 10 ani de chinuială. Am constatat că sistemul meu digestiv a început să funcționeze mult mai bine, nivelul de inflamație din corp
s-a redus, simțeam că am hiperacilitate în corp și începea să-și spună cuvântul, s-a redus și s-a remediat complet. Am început să mă simt mult mai ușoară, mult mai clară, mult mai focalizată și dispar anumite frici pe care oamenii le au. Asta este o chestie paradoxală sau poate greu de înțeles, dar odată cu mâncarea, noi primim o anumită informație în corp. Câți dintre voi cred că totul e informație, de fapt, și ca biocoduri, da? Odată cu mâncarea, noi primim anumită informație. Când mănânci o mâncare mai grea, de exemplu din produsele pe bază de carne, primești informația pe care animalul acela o magazinase, da? Inclusiv informația din momentul morții, inclusiv teama și oroarea din momentul în care cineva l-a secționat. Ei, odată ce se renunță la acea informație, corpul devine mai ușor, dar și sistemul nostru emoțional devine mai armonios. Pentru că nu mai magazinează acea informație de teamă și de chiar teroare pe care animalele o resimt în momentul morții. După aceea devine mintea mai flexibilă. Odată ce corpul, care se rigidizează din cauza inflamațiilor, scapă de această inflamație, mintea scapă și ea de anumite rigidități. Pentru că ele sunt conectate. Noi suntem un sistem holistic. Nu suntem doar corp, doar minte, doar emoții. Suntem un sistem conectat. Și oriunde la nivelul ăsta, corp, minte, emoții, oriunde facem o schimbare, ea se reflectă în celelalte nivele. Așa că pe momentul în care ai un corp mai sănătos, dar de alimentație, imediat sistemul mental devine și el diferit. Ai mai multă atenție, ai mai multă claritate, dar ai și mai puține frici sau rezistențe. Sau, cum am spus, chiar neînțelegeri ale subiectelor din viața ta. Devii deschis la nou, devii deschis la subiecte care până acum nu îți erau ușor de digerat. Digeri mai ușor experiențele vieții, pentru că în terapia pe care o fac nu doar vorbesc cu oamenilor despre nutriție, le vorbesc despre cum să înțeleagă evenimentele din viața lor și cum să le digere și să le integreze pentru a nu ancora în ei resentimente, temeri, regrete și alte energii negative care ulterior îi îmbolnăvesc sau le strică viața. Deci îi învăț să scape de aceste lucruri în paralel cu schimbările din corpul fizic. No. Și am constatat că atunci când oamenii își schimbă alimentația și nivelul de informație, nivelul de inteligență, dar înțelegere, se schimbă radical. Și până la un punct nu mi-a fost foarte clar de ce se întâmplă asta, dar m-am întâlnit recent în parc, în Sinaia, cu o doctoriță care participa la un simpozion de neurologie. Și mi-a zis, fiul ei a venit să joace cu mine și mi-a zis, doamna, că este la acel simpozion, avea și eticheta. Și zic, a, e foarte interesant, avem și noi un prieten neurolog care conduce un spital mare din India, și care a făcut niște teste timp de 10 zile și apoi 14 zile pe un domn care nu mânca de zeci de ani, nu mânca hrană solidă. L-a luat și l-a testat 10 zile în spital, l-a testat încă 14 zile la ordinul Ministerului Apărării, pentru că voiau să aplice anumite proceduri pentru trupele lor militare din India, că deja n-au așa multă mâncare și așa mulți bani, dacă ea nu mai mănâncă, treaba-i bună cu bugetul militar, s-au gândit ei. Și l-au luat și l-au testat pe acest domn, care era un practicant al lucrului energetic, dar și un practicant al hrănirii cu lumină. 14 zile l-au scanat cu toate tipurile de aparatură, au fost 35 de specialiști acolo care au văzut ce se întâmplă în corpul lui, l-au monitorizat, l-au păzit să nu bea apă, l-au păzit să, când s-au dus la baie, l-au păzit să nu facă baie ca să nu absorbă prin corp, că atunci când stai în cadă, dacă stai 30 de minute, absorbi între un litru și un litru jumate de apă. Și s-au gândit, ok, nu-l lăsăm în cadă, că sigur o să se hidrateze de acolo. Lăsăm numai să se șteargă sau să se facă un duș scurt, ca să fim siguri că nu a luat hidratare din surse externe. Să fie studiul clar. După 14 zile au evaluat rezultatele. Una dintre chestiile pe care au constatat-o, și asta o discutam cu doamna neurolog, este că glanda lui pineală, care este o glandă endocrină în centrul capului, pentru cei care nu știu, și care reglează ADN-ul și multe alte funcții, inclusiv starea de focus, inteligența oamenilor și așa mai departe,
Flanda lui Pineală avea vârsta unui copil de 6 ani, deși domnul avea 70 de ani. Și am spus acestei doamne doctor, pentru că pe vremea aia ei nu au definitivat studiul, a fost interzis, nu s-a publicat nicăieri, bineînțeles, cum se întâmplă cu multe lucruri bune în lumea asta. Dar știu că există pentru că eu l-am pe birou și l-am văzut cu ochii mei. Sub non-disclosure, sub mandat de non-divulgare, totuși câtorva persoane el a fost transmis. Doamna doctor mi-a explicat că, într-adevăr, au început să existe studii abia acum, care încă nu sunt definitivate și care arată că, după o anumită perioadă de post, glanda pineală începe să întinerească. Deci, sigur, și celelalte glande endocrine din corp au anumite modificări, sigur, celulele, și asta s-a constatat deja, se cheamă autofagie, scapă de reziduri și întineresc și se regenerează. De ce? Pentru că autofagia înseamnă să mănânci din interiorul celulelor tale rezidurile și toxinele. Și ele dispar. Corpul face asta atunci când îl ție fără hrană solidă. Dispar aceste reziduri, dispar aceste toxine și corpul tău întinerește și se modifică. Deci asta este calitatea paradigmei pe care vă o prezint. Nu e vorba doar de a face economie, pentru mine nici n-a fost niciodată asta focusul. Nu e vorba poate nici de sănătatea în general, e vorba de niște procese de transformare radicală pentru care oamenii bogați sau oamenii de afaceri plătesc niște sume colosale. Am prieteni în Brașov care plătesc niște sume colosale pentru tratamente și suplimente, pentru regenerare și reîntinerire, când de fapt cel mai simplu este să renunți la hrană fizică pentru o perioadă și să faci niște exerciții simple pentru a ajunge la acest stadiu. Cât de simplu e? Vi se pare că este ceva care v-ar interesa? Ok. Nu știu exact cât timp mai am să vă spun povești, cât e ceasul acum. Știu că aveam o oră alocată. Îmi spune cineva un time? Mai am 20 de minute. Bun. Haideți să facem un exercițiu scurt. Ați fi de acord să faceți un exercițiu scurt de prânz, poate, pentru cei care nu au luat prânzul, să vă oferă un prânz de altfel sau, să zicem, un exercițiu de energizare, că poate ați mâncat deja. Da? Ați vrea? Încercăm? Și după aceea rezervăm 10 minute și pentru întrebări, că poate sunt întrebări, da? Bine ați venit celor noi, vorbim despre cum să fii mai energizat, cum să ai energie nelimitată și cum te poți hrăni doar cu lichide sau energie, fără să ai nevoie de hrană fizică. Asta este subiectul la care ați nimerit. Multe informații științifice și energetice găsiți în această carte, Cartea Lumii Pranice. Este și în limba engleză, este și pe Amazon și la mai multe edituri din țară. Și am adus și eu câteva exemplare pentru cei care sunt interesați. Celelalte cărți ale mele sunt pe teme similare, dar asta se focalizează special pe tema pe care azi v-am povestit-o. Și vorbește foarte mult despre știința din spatele acestui tip de hrănire și din știința din spatele acestui stil de viață. Pentru că inclusiv la NASA, în urma unor studii, au descoperit că de fapt noi avem între 8 și 25% o sursă de energie neidentificată, așa o numită, unaccounted source of energy, nu știm de unde vine, dar o are omul în corp și o consumă zilnic. Studii pe care le-au făcut cu niște costume de calorimetrie și au constatat că oamenii aveau mai multă energie decât din mâncare. De unde vin ăștia 25%, n-au știut să spună, dar măcar au constatat că există. Noi care știm, spunem că vine din prana, din sursă, din mana, din chi, din forța vieții, la care toți suntem conectați și despre care toți putem să aflăm și cu care putem să ne punem în contact. Pentru 10 minute o să facem și noi acest contact, această conectare și să vedem cum este. Nu e nimic nu aparține acest exercițiu niciunei religii, niciunei practici esoterice, este pur și simplu știință. Dar o știință a energeticii pe care am studiat-o. O secundă. O secundă, mă scuzați, ca să nu... Gata. Ok.
Ce vă invit acum este cu ochii deschiși sau închiși, oricum vă este mai comun. Dacă îi închideți, vă ajută mai mult să vă concentrați la sugestiile pe care le ofer, dar și cu ochii deschiși va avea efect. Vă invit să începeți să urmăriți ritmul respirației. Puteți să vă puneți tălpile pe sol, cei care au intuit bine și au scos pantofii și știu ei de ce. Poate de cald, nu știm exact, dar oricum e bine dacă nu aveți pantofi. Dar ideea este că prin tălpi noi avem niște deschideri care ne conectează la energia pământului. În pământ există niște ioni pozitivi care reduc inflamația din corp. S-au făcut studii pentru asta și vă ajută în exercițiul pe care îl facem acum. Ne urmărim ritmul respirației în timp ce stăm cu ochii închiși sau deschiși, dar punem corpul în cea mai relaxată poziție pe care o puteți avea. Puteți vă întinde sau să vă tolăniți în aceste scaune, cum vă este mai bine. Și ne imaginăm fiecare că în jurul nostru avem o coloană din centrul universului, să spunem, până în centrul pământului, ca un cilindru cu diametrul cât brațele voastre întinse și încă un pic. Un cilindru destul de lat. În cea mai potrivită energie, cea mai potrivită frecvență sau cea mai potrivită culoare pentru fiecare dintre voi. Fiecare are culoarea lui de coloană de lumină, nu neapărat toți la fel. Și fiecare respiră din această coloană de lumină, din această culoană de culoare, respiră și această energie, această frecvență, această culoare intră în corp cu fiecare inspirație. E un exercițiu de imaginație și dacă nu vedeți sau vizualizați, puteți să știți că e acolo. Iar când expirăm, alegem să eliberăm prin expirație, prin aerul pe care îl scoatem din corp, să eliberăm toate grijile, toate gândurile, toate tensiunile din corp, orice rezistență și tot ce nu ne este de folos acum, tot ce vreți voi să lăsați să plece. Inspirăm din nou și ne umplem acum de lumină sau de energie prin toți porii pielii, ca și cum prin toți porii absorbe această energie, această culoare, această lumină. Iar când expirăm, lăsăm să plece din nou griji, gânduri, tensiuni și prin tălpi și prin pulpe și prin gambe, lăsăm să plece și prin bazin, lăsăm să plece și să se relaxeze între corpul. Fiind că această coloană este preprogramată să dizolve, să transmute și să transforme orice nu ne este de folos. Inspirăm din nou și lăsăm respirația să pătrundă chiar în jos, până în abdomen. Să relaxăm și abdomenul, relaxăm și zona de sub abdomen și lăsăm aerul să pătrundă cât mai profund, așa cum respiră bebelușii. Iar când expirăm, din nou eliberăm tensiunile din tot corpul. De unde sunteți voi pregătiți să le lăsați să plece și simțim corpul că deja este din ce în ce mai relaxat, din ce în ce mai destins. Se relaxează tălpile și gleznele, se relaxează gambele și genunchii, se relaxează pulpele și bazinul. Este totul învăluit în această energie, în această culoare prin care respirăm. Abdomenul, partea de jos a spatelui, partea de sus a spatelui. Se relaxează umerii, omoplații, brațele, pieptul, gâtul, capul, până în creșterul capului, până în vârful firelor de păr, te simți complet relaxat și simți cum organismul tău a devenit un mare organism care respiră prin toți porii. Inspirăm și expirăm profund, ne centrăm acum atenția în centrul pieptului, în mijlocul pieptului. Și simți că ai ca și un soare în centrul pieptului tău și cu fiecare inspirație devine acest soare din ce în ce mai mare. Poți să-ți imaginezi că vezi, sau să vezi sau să simți că ai un cablu de conectare din inima soarelui central până în soarele din centrul pieptului tău.
ca o sursă permanentă de energie care îți alimentează corpul în această zonă a pieptului. Și vine din centrul Universului, din inima lui Dumnezeu, dacă vreți, din inima Soarelui Central. Cu fiecare inspirație tragi mai multă energie, primești mai multă energie în centrul pieptului tău. Iar când expiri, acest soare din centrul pieptului tău radiază această energie în celule, în organe, în toate sistemele corpului tău, în jurul corpului tău și în afara în univers. O lași să meargă și spre partea de jos a corpului, spre picioare, spre tălpi și simți că din tălpi îți cresc rădăcini care merg până în centrul pământului. Le poți vedea sau simți sau poți să-ți imaginezi dacă sunt puternice sau sunt slăbite aceste rădăcini și te concentrezi sau conectezi până în inima pământului, până în inima sau în soarele din centrul pământului. Și de acolo în sus, prin aceste rădăcini, începe să urce energia mamei pământ, prin tălpi, glezne, gambe, pulpe, bazin, în sus, pe șira spinării, până la inimă, în sus, până la baza cranului și în sus, până în creștetul capului. Și te-ai conectat de sus și de jos, în corpul tău, simți că ești prezent în corp, prezent în tălpi, glezne, gambe, ești prezent în pulpe, în bazin, toată energia și atenția ta este deplin prezentă în baza spatelui, abdomen, partea de sus a spatelui. E prezentă energia și atenția ta în piept, brațe, gât, cap, până în creștetul capului, până în vârful firelor de păr. Ești 100% prezent aici și acum și revenim. A fost un exercițiu simplu de energizare, cred că n-a durat mai mult de 10 minute. Câți dintre voi simt o diferență în bine? O diferență în bine. Simte cineva? Nu. Câți dintre voi se simt mai relaxați, să fim specifici? Ok. Deci 3/4 din public. Restul nu s-au relaxat încă. Da, vă ascult. Este ceva ce trebuie să vă... La 4 termin, da? Mai am 10 minute. 5, perfect, mulțumesc de timing. Ok, aveți întrebări despre acest subiect sau orice altceva ați experimentat în acest scurt exercițiu? Cineva vrea să întrebe ceva, să spună ceva, să povestească ceva din experiența lui? Cam asta facem în fiecare dimineață și de câte ori simțim că este necesar. Asta e practica mea. Mai sunt o mulțime de alte chestii pe care le fac în fiecare zi pentru a calibra starea mea. Uneori, când ai emoții puternice, este util acest exercițiu. Doar dacă începi și îți urmărești respirația, deja se schimbă starea ta de spirit. De ce? Pentru că mintea nu poate fi agitată în timpul unei inspirații relaxate. Mintea nu poate să stea într-o stare de agitație sau anxietate atunci când tu, în mod voit, îți relaxezi respirația. Faceți exercițiul ăsta când vă enervează cineva și o să vedeți dacă, într-adevăr, mintea se poate agita la fel de tare. Vedeți că ușor, ușor, prin respirație, și asta e o chestie pe care au constatat-o de la călugării tibetani până la fizicienii cuantici, toată lumea a studiat asta și a văzut că este adevărat, și unii dintre ei chiar au discutat între ei. Am niște prieteni care sunt specialiști în fizică cuantică, nu știu dacă ați auzit de Nassim Harmim, care au mers și au discutat cu Dalai Lama, un expert în tradițiile tibetane. Au ajuns la aceeași concluzie din două limbaje diferite. Unul din știință, celălalt din practica spirituală, au tras aceleași concluzii despre energia și funcționarea corpului uman. Și cea mai puternică dintre ele este că mintea nu poate sta agitată în prezența unei inspirații relaxate. Deci dacă asta ar fi singura chestie cu care vă las pentru ziua de azi, sper să vă fie utilă în viața voastră. Dacă vreți să ne revedem în alte conjuncturi, eu am aici câteva cărți de vizită pe care le puteți lua și le puteți folosi, pentru că aveți rețelele de social media pe care mă găsiți și numele meu și site-ul și toate celelalte lucruri. Le puteți lua de aici sau mi le cereți mie. Iar dacă aveți nevoie de
Mai multă informație, în afară de Facebook, Instagram și site, găsiți informație multă în cărțile mele. Sunt câteva aici și vi le pot da sau le găsiți pe website și pe alte surse de cărți, librării și așa mai departe. Cel mai important lucru cu care vreau să vă las în minte astăzi este că puteți cunoaște mult mai mulți oameni care au acest stil de viață și puteți să le puneți întrebări față în față, cei care sunteți interesați, în 15 august, la Sâmbăta de Sus, la Festivalul Pranic din România. Deci dacă dați pe Google Pranic Festival in Romania sau Festivalul Pranic din România, veți găsi toate detaliile. Dacă intrați pe Facebook-ul meu, Cristiana El Traian, deasupra capului, la timeline, este afișul cu toate detaliile. Găsiți asta peste tot, dar să vă amintiți și să vă notați, pentru că o să fie multe discuții în acest weekend și este foarte posibil să uitați de asta. Dacă îl dați pe Google, îl găsiți acum și găsiți mai multe informații. Avem aici în sală și oameni care au participat și le-a plăcut și mai vin. Andreea, care este drăguța noastră yoga teacher de dimineața, vine în fiecare an și ne ajută și cu traduceri și așa mai departe. Dar anul ăsta va fi o ediție specială, pentru că energia din România este foarte, foarte nouă, diferită și plină de susținere. Câți dintre voi ați simțit că e mai bine în România anul ăsta? Și că e mai multă libertate? Poate nu în viața voastră de zi cu zi, dar în total. Câți dintre voi simt că există o schimbare? Hai să vă întreb așa. Da? Deci, mai mult de 50% din public. Ei, această schimbare vine odată cu noi. Vine odată, nu vine, libertatea nu vine niciodată din exterior, nu o să o găsiți niciodată în afara voastră. Libertatea și gradul nostru de libertate se schimbă pe măsură ce noi ne o arogăm, ce noi ne oferim. Și ea vine odată cu conștientizarea energiei pe care o avem, cu practicile pentru a ne crește această energie și cu autonomia. Iar eu astăzi v-am vorbit despre autonomie energetică și despre libertatea de a avea energie permanentă. Adică energie liberă. Odată ce oamenii o vor inocula în corpul lor, o să o avem în device-urile noastre, o să o avem în tehnologiile noastre, o să o avem în mașinile noastre, în toate uneltele noastre de zbor și tot ce există pe planetă. Dar trebuie întâi să o avem în corpul nostru, pentru a putea genera în tehnologia noastră acest nivel de libertate. Și atunci o să fie o altă umanitate aici. Care suntem noi? Ok, ne vedem pe aici dacă vreți să mai vorbim. Pentru cărți veniți la mine, pentru cărți de vizită veniți aici și luați. Mulțumesc și vă îmbrățișez. Mă simt onorată că am fost azi alături de voi. Uite, cel mai fain spectator. L-am închis.